Sunt un exemplu pentru cei care jură iubire și credință până când moartea îi va despărți. Este vorba despre 59 de cupluri bistrițene care au fost premiate de municipalitate pentru că au ajuns la 50 de ani de căsătorie, plin de emoție ca și în ziua în care au spus da, dar cu 50 de ani mai în vârstă, sărbătoriții ne-au împărtășit secretele unui mariaj de o jumătate de secol. De altfel decât, da, la vârsta aceasta și în cadrul ăsta minunat, n-am cuvinte. Le recomandați tinerilor să aibă asemenea căsnicie? La toată lumea le doresc, numai ăstora de aici, ci urmașilor noștri. Nepoților, copiilor. Aveți copii? Avem copii, avem nepoți. Și le-ați transmis și lor această genă a longevității în căsnicie? Cum să nu? Cum să nu? Cum vă simțiți după această perioadă? Soția? Ce... Minunat, da, alături de soție, de colegii de vârstă, de cadrul ăsta minunat aici, de dumneavoastră mai tinerii și să ne urmați exemplu. La anul viitor o să vă vedem la 51 de ani și peste 10 ani, 60 de ani? Sperăm că da, dacă vom fi sănătoși, cum să nu? Vom veni și cu nepoții. Mulțumim tare mult. Și cu colegii. Da. Și un gând pentru cei tineri, o urare. Să fie sănătoși, echilibrați, să păstreze tradițiile, în comportament, în tot ce-i frumos și așa, de perspectivă. Câți ani de căsnicie aveți? 49 de ani. Așa. Și cum vă simțiți după atâția ani de căsnicie? Bine! Bine și mai cape, mai cu obstacole, mai cu zile senine și mai norate și așa că și cum e viața asta noastră. Soția, cum se simte pe perioada aceasta? De voastră, cum vă simțiți după 50 ani de căsnicie? Da, păi pot să zic că mă simt mai bine, dar dacă nu aș fi fost bolnav. Ați mai încercat încă o dată experiența asta? De căsătorie? No. Ce părere are soțul? Așa ceva? Bună! Bine! Mi-a trebuit. Am reușit-o din partea ambii. N-a venit nicio îndoială, nici unul, nici altul. Vârstnicii sunt optimiști și promit că la următoarea aniversare vor fi prezenți în număr cât mai mare pentru a da un exemplu societății libertine în care trăim. Aceștia îi sfătuiesc pe tinerii căsătoriți să ierte, să fie înțelegători și mai ales să se iubească la fel ca și în prima zi. Trebuie să înțelegi și să ierți, că altfel nu se poate ajunge. Ce părere aveți de cuplurile din ziua de azi, care se destramă foarte repede după căsnicie? Eu am o părere destul de rea, fiindcă ar trebui să fie un pic mai supuși unul celălalt. Așa e frumos. Să ierte unul la celălalt, că atunci numai așa se poate ajunge la... Și cum mi se pare acest eveniment? Foarte frumos. Eu sunt un bistrician jet-beget și îmi pare bine că totuși primarul de astăzi nu uită de bătrâni din Bistrița sau din județ, nu știu. Și îi mulțumim din suflet pentru că așa e frumos ca vă spun, fără cacafonie, în India bătrânii conduc țara. Și să fie și la noi. Noi bătrânii care mai avem mintea coaptă. Evenimentul a fost organizat de primărie în colaborare cu Organizația Pro Apărarea Drepturilor Omului Bistrița. Organizarea aparține primăriei municipiului. Direct domnul primar a organizat această activitate. Noi, în calitatea noastră de artiști, suntem prezenți la toate manifestările municipiului. Ne bucurăm că putem să oferim celor vârstnici un program de calitate, cu muzică din tinerețea lor, dar și cu muzică actuală, în așa fel încât să fie o ambianță plăcută și utilă pentru toți. Dacă acum o întrebare personală, sper să nu vă sprați, câți ani de căsnicie aveți? Nu reușesc să ajung niciodată vârsta asta. Să nu spuneți niciodată. Mulțumesc mult! Domnule Cosma, am văzut foarte mulți bătrâni fericiți astăzi. Mi se pare că acest eveniment i-a adus din nou în viață, s-au simțit bătrânii băgați în seamă, ca să spunem așa, prin acest eveniment? Eu cred că este nevoie să-i aducem cât mai aproape de noi. Sunt foarte mulți dintre cei cu care m-am întâlnit astăzi aici și mi-au fost dascăli. Nu trebuie neglijați, fiindcă au chiar și la această vârstă ceva de spus pentru viața noastră de zi cu zi. De aceea cred că sunt foarte binevenite astfel de manifestări în care să-i ținem aproape. În cinstea cuplurilor care au sărbătorit Nunta de Aur, a avut loc un spectacol susținut de ansamblul popular Cununa de pe Someș, dar și de artiști și rapsozi locali.
Urmărește la ASTV emisiunea electorală Alegeți președintele în fiecare seară de luni până vineri de la 19 la 22. Cele mai complexe și complete emisiuni de promovare electorală. Cu Lia Sas, Carmen Roiban, Dana Boșoră, Cristian Berari și Iulia Stupinean. 5 realizatori, 5 zile pe săptămână, într-un maraton electoral, doar la ASTV. Alegeți președintele de la 19 la 22. Prin vicepreședintele PNL, deputatul Ludovic Orban a efectuat ieri o scurtă vizită în județul Bistrița-Năsăud. Acesta s-a întâlnit cu susținătorii partidului din care face parte, apoi a participat la Șieuț, la Prajnicul Comunei. Ieri dimineața, deputatul Ludovic Orban s-a întâlnit cu primarii și liderii din teritoriu pentru a discuta despre modul de desfășurare a campaniei electorale. A urmat apoi și o întâlnire cu presa bistrițeană, în cadrul căreia liberalul a declarat că obiectivul partidului său este ca Antonescu să intre în turul 2 și este convins că acest lucru se va întâmpla. Aș prefera să nu vorbesc foarte mult la început. Am venit în Bistrița alături de colegii mei pentru a da semnalul că suntem extrem de interesați de campania electorală din județul Bistrița-Năsăud, pentru a le garanta colegilor mei că vom face o campanie în care vom încerca toate puterile pe care le avem să-i convingem pe români că au pentru prima oară șansa să nu fie blestemați, așa cum au fost blestemați în alegerile anterioare, să aleagă între doi președinți comuniști, ca un sfârșit o alternativă care este provenită din rândul oamenilor obișnuiți, au posibilitatea să aleagă un om cu o mare funcție de președinte al României, respectiv domnul Crin Antonescu. De la Bistrița, Orban a plecat la Șieuț, unde a participat la Praznicul Comunei. Susținătorii bistrițeni ai lui Sorin Oprescu s-au reunit ieri pentru a prezenta strategia din cursa electorală. Ei au promis o campanie onestă și transparentă, în care se pune accentul pe sărăcia din țara noastră, pe corupția existentă și pe guvernarea irresponsabilă de până acum. Comitetul de campanie din Bistrița-Năsăud este condus de fostul lider PSD Viorel Pupeză și este format din aproximativ 100 de susținători. Am constituit la nivelul județului într-un comitet de susținere a domnului dr. Sorin Oprescu pentru a fi ales ca președinte al României. Știm că programul dumneavoastră este foarte încărcat astăzi, dar dorim să vă prezentăm câteva puncte de vedere, câteva informații care să vină în deschiderea interesului dumneavoastră pentru această candidatură și mai ales să mergem în perioada următoare în a susține pe Sorin Oprescu la obținerea unor rezultate foarte bune în această campanie electorală. Independența politică, sărăcia și corupția în continuă creștere din țara noastră, dar și planul de guvernare pus la punct de Oprescu, sunt doar câteva dintre motivele care l-au convins pe Pupeză să devină susținătorul candidatului independent. Și primul argument la care pornim este faptul că niciunul dintre reprezentanții partidului în această campanie electorală nu aduce ceva deosebit. Știți cu toții că ofertele lor electorale sunt pline de vorbe goale, poate chiar de minciuni, și nu creează o perspectivă reală în așa fel încât România să